Deci pompierii militari au fost solicitați să intervină la un accident rutier, soldat cu 3 victime. Am intervenit cu sculele și accesoriile din dotare pentru îndepărtarea ușilor, stâlpilor de la autoturism pentru extragerea celor 2 victime încarcerate în autoturism. O victimă a fost salvată, a fost extrasă de alte persoane și transportată la spital. A fost grea intervenția? A fost destul de grea datorită faptului că autoturismul este complet avariat și stă pe plafon. E răsturnat. Plutonier a ajutat Bodin Mircea. Și noi. Aveau viteza, ce credeți? Nu știu, acum am venit. Cum e mașina acum? Am văzut-o. După accident, atunci am ajuns eu. Păi, și cum era? Ce au spus? Dar nu știu, că erau răsturnați, cum ar fi. Îi cunoaște? Da, pe băiatul a fost în clasă cu mine. Și cum era? Erau acolo, erau răsturnați aici, cu stâlpul peste mașină. El a avut viteză? Cred că au avut viteză. El ca băiat cum era, dacă îl cunoșteai? Da, era cât mine de înalt și era, nu era așa, umblat pe mașini. Dar cine era la volan? Băiatul ăsta. Da. Mai era un băiat cu ei, cunoști pe celălalt? Da, băiatul e la spital. L-au luat autostopul sau cum l-au cunoscut? Nu știu, era în panică, nu știa de el. Unul era scos afară, pe unul l-a dus salvare și mai era ăla care vrea să-l scoată afară. În ce a intrat? În ce s-a lovit? În stâlpul ăla care e acolo pe marginea drumului. Avea viteză, ce credeți? Nu știu, domnule, eu șofer de camion, mă gândesc că avea viteză. Că dacă n-avea viteză, nu putea să rupă un stâlp. Dar nu rupe un stâlp cu una, cu două. Îi cunoașteți pe copii? De unde se cunoscăți în Bihor? Mașina? Da, în jurul orelor 19:50-20 a avut locul pe drumul județean 693, ce face legătura între Orzișoara și Băile Călace, a avut loc un accident de circulație grav din care au decedat 2 persoane. A treia persoană a fost dusă la spital în vederea acordărilor de prim îngrijiri. Cum s-a întâmplat mai exact? Deci conducătorul auto rula dinspre Orzișoara, înspre Călace, a pierdut controlul volanului, a lovit un stâlp de curent,
după care s-a răsturnat. Aveau viteză? Deocamdată efectuăm cercetări în vederea stabilirii mecanismului producerii accidentului. Comisar șef Cismaș Alexandru, serviciu rutier.